Vă adresez rugămintea de a aștepta câteva momente pentru a sosi reprezentantul instituției. Cristi, cine are cheia de aici? Da? Ai cheia de la...
Începe ceremonialul militar și religios. Se oficiază serviciul religios. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Aleluia, 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 aleluia. Fericit este cel pe care i-ai ales și ai primit, Doamne. Aleluia, aleluia. Sufletul lui într-o bunătăță va sănăjui și seminția lui va moșteni pământul. Aleluia, aleluia, aleluia. Și pomenirea lor din neam și neam. Aleluia. Și pururea și în vecii vecilor, amin. Pe tine zic și liman te avem și rugătoare bine primită către Dumnezeu, pe care l-ai născut născătoare de Dumnezeu nenutită a credincioșilor mântuire. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, miluiește. Încă ne rugăm pentru toți ostașii și luptătorii români, căzut la datorie în prima conflagrație mondială, împreună cu toți prizonerii și cărmașii acestora, cu tot neamul lor cel adormit, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, sufletul lor unde trăieți se odihnesc. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor,
și iertarea păcatelor lor de la Hristos Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne, miluie, miluiește! Dumnezeul Duhurilor și-a tot trupul care călca moarte și pe diavol l-ai surpat și dorim viață lumii tale însu, Doamne, linește sufletele adormiților, robilor lui Dumnezeu, ostași, luptători români. Căzut la datorie în prima conflagrație mondială din preună cu prizonierii și urmașii acestora, în loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală au să vâștii cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le Dumnezeu și Dumnezeu să ierte. Că nu este om care să fie viu să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în viață și cuvântul tău este adevărul Domnului, să ne rugăm. Doamne, Doamne, miluie, miluiește! Că tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor tăi, Hristoase Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și preasfântului și bunului de viață băgătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecii lor. Dumnezeul nostru, Cel ce ai legat pe cei vii cu morții lor prin văpaia iubirii și prin credința întru Tine, care prin învierea prea iubitului Tău Fiu ne-ai insuflat nădejdea învierii și prin înălțarea Sa la ceruri ne-ai arătat care ne este calea și unde ne este destinul. Mulțumim slăvindu-Te că ne-ai dăruit ostași însuflețiți de idealuri de pace, de dreptate și liniște, pentru înfăptuirea cărora au luptat până la mucenicia lor. Ție, Doamne, îți datorăm aceasta, Ție și bravilor noștri ostași, care întăriți de Tine și-au jertfit pentru unirea și dezrobirea noastră, tinerețea, sângele și viața lor. Pe acești scumpi ostași pe care poporul nostru și-a plătit dreptul la viață, odihnește-i în pace, pentru că înaintea noastră ei sunt podoaba virtuților creștine. Lupta cea bună au purtat, credința au păzit și-au adormit întru Tine, Doamne, veșnicind în mâinile unui neam libertatea și unirea, întemeindu-se o țară nouă pe mucenicia lor. Fă, Doamne, ca sufletele noastre, din Tată în Fiu, să înalțe înaintea Ta rugăciuni încolțite din dragostea către ei, iar tot întinsul pământului pe unde își-au mormântul să o drăslească din tinerețile lor flori, ca să le știm prefăcută jertfa în podoabă. Dă-ne putere, Doamne, să le cinstim jertfirea prin podoabele virtuților creștinești și cetățenești. Dăruiește-ne pace și liniște spre a cinsti cum se cuvine jertfa lor, zidirea pe care s-a întemeiat destinul neamului nostru și patria noastră scumpă, România. Că Tu ești Împăratul Păcii și Mântuitorul sufletelor noastre
și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Prea cu cernice Părinte, binecuvintează. Doamne, binecuvintează mâncarea, băutura și darul acestea, care te vor împărți pentru o dăpință robii de eroi ai neamului nostru. Binecuvântate și prea mărești, Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, cu ale Sfântului Lazar celui a patra zi înviat din morți, sufletele robilor se pomeniți, eroi neamului românesc, din prima conflagrație mondială, din prânde cu prizonierii și urmașilor, și toți te pomeniți în locul luminat să le așeze, însă-l Avram să le odihnească, cu drepții să le numere, iar pe noi să ne miluiască ca un bun și iubitor de oameni. Pentru fericită adormire veșnică, odihnă de Doamne, robilor Tăi ostași, luptători români căzuți la datorie, în prima conflagrație mondială, împreună cu toți prizonierii și urmașii acestora, cu tot neamul cel adormit, și le fă lor veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, Onorată asistență, la semnalul trompetului vă adresez rugămintea de a ține un moment de reculegere pentru eroii ce și-au dat viața pentru patrie, pentru libertate, pentru unitate. Thank you.
se desfășoară rostirea solemnă a numelor eroilor căzuți în primul război mondial. Îl invităm să ia cuvântul pe locțiitorul comandantului batalionului 631 tancuri Voituz, domnul locotenent colonel Marius Gabriel Marian. Bună dimineața! România își comemorează astăzi eroii națiunii, morți în luptă și împrizonierat în primul război mondial, dintre 1916 și 1919, cu prilejul centenarului Marelui Război. România întregită are la fundament sângele eroilor români care au murit pe fronturile din Transilvania, la Dunăre, în Moldova sau în lagărele de prizonieri. Cel care moare pentru țară, nepieritor îi rămâne numele, au consfințit înaintașii. Să-i pomenim pe cei care au murit pentru țară și fie ca numele să le rămână nepieritor. Soldat Braja George, soldat Braja George, soldat Brajde Vasile, soldat Bran Ștefan, soldat Bran Ilie, soldat Bran Nicolae, soldat Bran Ilie, soldat Brat Ion, soldat Bran Ioan, soldat Bran Ioan, soldat Bran Constantin, medic sublocotenent Bran Ilie, soldat Brană Vasile, soldat Brană Vasile, soldat Brănaru Ilie, soldat Branca Ioan, soldat Branca Ilie, soldat Branca Ilie, soldat Branca Nicolae, soldat Brâncoveanu Iacob, sergent Brâncoveanu Vasile, sergent Branda Ioan, soldat Branda Ioan, soldat Brânda Ioan, soldat Branda Bulea Ioan, soldat Brandaliul Nicolae, soldat Brandenburg Dumitru, soldat Brandibor Ioan, soldat Brandibur Ivan, soldat Brandibur Stan. Invităm să ia cuvântul pe reprezentanta instituției prefectului județului Bacău, doamna Roxana Neagu. Bună dimineața! Soldat Brandibura Gheorghe, soldat Brandor Ioan, soldat Brânduș Constant, soldat Branduse Grigore, soldat Brândușii Dumitru, soldat Brandușoiu Constantin, soldat Brândușor Ștefan, soldat Branduțoiu Constantin, soldat Brănescu Florea, soldat Brănescu Neculai, soldat Brănescu Ioan, soldat Brănișteanu Constantin, soldat Brănișteanu Ion, soldat Brăniț Ștefan, soldat Branjer Ioan, soldat Branon Grigore, soldat Bransan Alexandru, soldat Brânza Ilie, soldat Brânza Nicolae, soldat Brânzan Dumitru, soldat Brânzan Nicolae, soldat Brânzan Manea, soldat Brânzan Ioan, soldat Brânzaru Nicolae, soldat Brânzaru Ion, sergent Brânzei Vasile, soldat Brânzei Enache, soldat Brânzei Ioan, soldat Brânzei Iancu, soldat Brânzeru Dumitru. Invităm să ia cuvântul pe reprezentantul Consiliului Județean Bacău, domnul Silviu Botez. Bună dimineața! Soldat Brânzilă Vasile, soldat Brânzin Avram, soldat Brânzoaie Ion, soldat Brânzoi Gheorghe, soldat Brânzoi Bunică, soldat Brânzoiu Ioan, soldat Brăsilă Gheorghe, soldat Brașovan Ion, soldat Brașoveanu Nicolae, soldat Brașoveanu Vasile, sublocotenent Brașoveanu, soldat Brașoveanu Ion Petre, soldat Brășteanu Petre, soldat Brastica Vasile, soldat Brat Udenu, soldat Brața Ioan, soldat Brață Ioan, soldat Bratan Ioan, soldat Brătășeanu Procopie, soldat Brătășeanu Pricopie, soldat Brăteanu Ioan, caporal Brația Dumitru, soldat Brățianu Ioan, soldat Brățianu Marin, sublocotenent Brățianu Dumitru, sublocotenent Brătilă Nicolae,
Soldat Brătiță Pantilimon. Soldat Brătășoiu Grig. Soldat Bratu Vasile. Soldat Bratu Iani. Îl invităm să ia cuvântul pe domnul viceprimar Drăgănuță Nicolae. Bună dimineața, vă spun și eu. Soldat Bratu Iani, soldat Bratu Ioan, soldat Bratu Ilie, soldat Bratu Nistor, soldat Bratu Ioan, sergent Bratu Ioan, caporal Bratu Ilie, soldat Bratu Radu, soldat Bratu Petru, soldat Bratu Ion, sergent Bratu Ion, fără grad notat aici, Bratu Gheorghe, soldat Bratu Ioan, caporal Bratu Stoica, soldat Bratu T, soldat Bratu Radu, soldat Bratu Nistor, soldat Bratu Radu, soldat Bratu Dobrea, soldat Bratu Andrei, sergent Bratu Dumitrache, sergent Bratu Gheorghe, sergent Bratu Ionel, soldat Bratu Alex, soldat Bratu Gheorghe, caporal Bratu Alex, soldat Bratu Constantin, soldat Bratu Savu, soldat Bratu Petrea, soldat Bratu Bădin. Îl invităm să ia cuvântul pe reprezentantul Asociației Cultur Eroilor, filiala Bacău, domnul Cristea Corneliu. Voi da eu citire numelor. Soldat Bratu Toma, soldat Bratu Mihalachi, soldat Brătulescu Ilie, soldat Brătulescu Nicolae, soldat Bratusil Nicolae, soldat Brău Costachi, sergent Bravociceanu Constantin, soldat Brazdea Dumitru, capitan Breaslă Marin, soldat Breazu Constantin, soldat Breazu Gheorghe, soldat Breazu Iuliu, soldat Breazu Ioan, sublocotenent Breazu S. Constantin, soldat Brebu Ioan, sergent Brebu Constantin, soldat Breciuc Pascu, soldat Brecșuc Dumitru, soldat Breda Marin, soldat Breda Marin, soldat Bredescu Avram, soldat Bredoi Marin, soldat Breliescu Constantin, soldat Brencu Tomaso, soldat Breneleu Marin, soldat Breșteanu Dumitru, caporal Preveleanu Nicolae, caporal Brezan Antonie, soldat Brezan Antonie, soldat Brezeanu Spiridon. Îl invităm să ia cuvântul pe domnul general Vasile Apostol. Soldat Brezeanu Ioan, soldat Brezeanu Dobre, soldat Brezoianu Gheorghe, soldat Brezu Toadea, soldat Briaș Ioan, soldat Bricea Vasile, soldat Briceag Marin, soldat Briceag Radu, sergent Briceag Tudor, soldat Brici Marin, caporal Brici Ștefan, soldat Brinda Gheorghe, soldat Brindaș Alexandru, soldat Brindea Vasile, soldat Brindian Vasile, soldat Brânză Petre, soldat Brânzei Gheorghe, soldat Bristocea Gheorghe, soldat Brocea Ioan, soldat Brocea Ioan, soldat Brodan Sejman, soldat Brodon Dumitru, soldat Brojbă Constantin, plutonier major Broscan Constantin, plutonier Brosciu Pavel, soldat Broșteanu Gheorghe, soldat Broșteanu Ioan, soldat Broșteanu Mihai, soldat Brotăcelu Ioan, soldat Brotaru Marin. Invităm să ia cuvântul pe doamna profesoară Bogdan Maria. Soldat Brotea Toma Ioan, soldat Brotea Manolea, soldat Brotim Ion, soldat Brotoceanu Ștefan, fără drag Brotental Alexandru, soldat Bruia Aristode, soldat Brumă C,
soldat Brumă Gheorghe, soldat Brumă Gheorghe, capitan Brumaru Andrei, soldat Brunaru Constantin, caporal Brunaru Florea, soldat Brutarea Dumitru, soldat Brutaru Dumitru, soldat Brutu Gheorghe, fără grad Buba Ștefan, fără grad Buba Ștefan, soldat Bubatan Nicolae, soldat Bubatu Gheorghe, soldat Public Vasile, fără grad Bupe Ioan, soldat Bubu Grigore, soldat Bubui Aurel, soldat Bubulachi Om, soldat Bubulinca Alexandru, soldat Buburăzan Gheorghe, soldat Bucă Dumitru, soldat Buca Ioan, soldat Buca Ioan, soldat Buca Vasile. Îl invităm să ia cuvântul pe reprezentantul Partidului Național Liberal, domnul Rusu Mihai. Soldat Bucă Ștefan, soldat Bucă Ion, soldat Bucă Ioan, caporal Bucă Dumitru, soldat Bucăițeanu Constantin, soldat Bucan Costache, soldat Bucănete Ion, soldat Bucată Dumitru, soldat Bucată Ilie, soldat Bucătariu Vasile, soldat Bucătaru Ioan, soldat Bucătaru Alecu, soldat Bucătaru Vasile, soldat Bucătaru Mihai, soldat Bucătaru Ștefan, soldat Bucătaru Negdă, soldat Bucătaru Dumitru, soldat Bucătaru Ion, soldat Bucățică Ștefan, soldat Bucățică Gheorghe, soldat Bucea Constantin, soldat Bucea Gheorghe, soldat Bucea Ioan, soldat Buceanu Ion, soldat Buche Neculai, soldat Bucheru Gheorghe, soldat Buchian Nicolae, soldat Buceac Gheorghe, soldat Bucică Gheorghe, soldat Bucică Alexandru. Dumnezeu să-i odihnească. Invităm să ia cuvântul pe Părintele Militar al Garnizoanei Bacău, Roncea Ion. Soldat Bucică, soldat Bucică Vasile, soldat Bucico Andrei, soldat Bucin Alexandru, soldat Bucin Stea Ion, soldat Buciu Todor Dumitru, soldat Buciuc Constantin, soldat Buciuman Petre, soldat Buctchic Nicolae, soldat Bucneșteanu Gheorghe, soldat Bucș Pavel, soldat Bucșă Dumitru, soldat Bucșă Vasile, soldat Bucșaru Florea, soldat Bucșaru Dumitru, soldat Bucșaru Constantin, soldat Bucșe Nicolae, soldat Buculea Constantin, soldat Buculic Ion, soldat Bucur Gheorghe, soldat Bucur, soldat Bucur Costache, soldat Bucur Costache, soldat Bucur Constantin, soldat Bucur Constantin, soldat Bucur Dumitru, soldat Bucur Ion, soldat Bucur Stan, soldat Bucur Vasile, soldat Bucur Ion. Invităm să ia cuvântul pe Părintele Paroh Mazilu Cristian. Soldat Bucur Gheorghe, soldat Bucur Ghiță, soldat Bucur Mihalache, soldat Bucur Grigore, soldat Bucur Neculai, soldat Bucur Oprea, soldat Bucur Spiridon, soldat Bucur Ioan, soldat Bucur Gheorghe, soldat Bucur Neculai, soldat Bucur, soldat Bucur Gheorghe, soldat Bucur Tănase, soldat Bucur Ion, soldat Bucur Nicolae, soldat Bucur Nicolae, soldat Bucur Negru, soldat Bucur Solomon, soldat Bucur Stan, soldat Bucur Ion, soldat Bucur Costache, soldat Bucur Gheorghe, soldat Bucur Costache, soldat Bucur Dumitru, sublocotenent Bucur Ion, soldat Bucur Iordion, soldat Bucurain Stedian, soldat Bucurel Filimon, subofițer Bucurianu Ștefan. Se intonează imnul eroilor. Pentru a
cinsti cum se cuvine jertfa de sânge a eroilor, invităm tânăra generație să aprindă o candelă sau o luminare pentru sufletul eroilor noștri și să presare flori care lor morminte. Oh,
Thank you.
să faceți lucruri pe acolo, să ne păstrați de la asta. Sunteți aici, sunteți aici. Ce să luăm în poziție de centru? Onorată asistență, ceremonialul militar și religios, de rostire solemnă a numelor eroilor căzuți în primul război mondial, a luat sfârșit. Vă mulțumim pentru participare!